Bun găsit, prieteni! Misterele oceanelor au atras și înfricoșat exploratorii din toate timpurile. Chiar și în zilele noastre, multe dintre aceste evenimente aparent fără explicație logică ridică semne de întrebare în lumea științifică și uimesc pasionații de paranormal. Astăzi vă prezint câteva descoperiri ciudate care au fost făcute atât pe ape cât și în adâncuri și pe care poate nu le știați. Încă de la descoperirea sa în 1987, masivul monument găsit lângă insula Yonaguni, de pe coasta de sud a Japoniei, s-a transformat într-un subiect adesea dezbătut între arheologi. Mulți pretind că situl este natural, dar că a fost modificat de oamenii altor vremuri, asemeni monumentelor din Peru. Dacă această teorie este adevărată, atunci ruinele ar fi fost modificate în timpul ultimei ere glaciare, la vreo 10.000 de ani înaintea erei noastre. Scepticii, pe de altă parte, cred că întreaga construcție este complet naturală și că desenele și gravurile găsite pe ea au fost create de curenții subacvatici. Dar formațiunea pare ieșită din peisaj, iar concentrația semnificativă de caracteristici aparent făcute de om este prea mare pentru a fi o simplă coincidență. În 18 august 2010, Ben McDaniel, un bărbat de 30 de ani, a dispărut fără urmă în timp ce făcea scufundări în Vortex Spring, o stațiune din Florida. Ben era un client fidel și a fost văzut ultima dată intrând într-o peșteră aflată la 18 metri sub apă. Aceasta este de fapt atracția principală a stațiunii și numai scafandrii profesioniști sunt lăsați să o exploreze. După două zile, angajații și-au dat seama că mașina lui Ben nu s-a mai mișcat din parcare. Poliția i-a găsit înăuntru cheile, actele, telefonul mobil și banii, fapt care sugera că nu s-a mai întors. Când o parte din peșteră a fost cercetată, nu s-a găsit nici urmă de el, cu toate că acolo se aflau trei dintre tuburile sale cu aer și câteva haine personale abandonate la intrare. Pe 23 august a fost chemat un scafandru profesionist specializat pe căutări de persoane la mare adâncime. El s-a aventurat în tunelurile încă neexplorate, dar nu a găsit niciun cadavru sau măcar un indiciu, așa că a declarat că nimeni nu a mai trecut pe acolo. Cu toate acestea, familia lui Ben a refuzat pur și simplu să-l creadă și a pus la bătaie o recompensă consistentă pentru oricine l-ar putea găsi. Asta a dus la un număr mare de scafandri care și-au riscat siguranța pentru bani, iar recompensa a fost anulată după ce unul dintre ei a murit. Totuși, ce s-a întâmplat cu Ben McDaniel? Cazul a fost prezentat în emisiunea Disappeared de pe Discovery Investigation și în documentarul Ben's Vortex. Unii sunt de părere că și-a înscenat dispariția, pe când alții cred că lucrurile sunt mult mai complicate decât par. În 2013, statul Florida a eliberat un certificat de deces pe numele său, cu toate că un răspuns categoric nu a mai venit. Marinarii de altă dată obișnuiau să spună povești fascinante despre apele palide ca laptele care luminau noaptea. Se pare că fenomenul este însă cât se poate de real. În 1995, un vapor britanic cu mărfuri a anunțat că la un moment dat a dat peste niște valuri care au devenit albe. Oamenii de știință moderni au descoperit că strălucirea ciudată este creată de o bacterie care atrage în felul acesta peștii, în interiorul cărora aduce o viață parazită după ce este mâncată. Dar o elucidare deplină întârzie să apară. Specialistul Steve Haddox a spus: avem mai multe întrebări decât răspunsuri cu privire la marea de lapte. Am înțeles din nou cât de puține lucruri cunoaștem cu adevărat despre locul pe care îl numim casă. Supranumit și vasul fantom al mărilor arctice, Beicimo reprezintă unul dintre cele mai cunoscute cazuri de dispariții misterioase din istoria recentă.
Cargoul suedez de 70 de metri lungime și 1322 de tone era folosit în general pentru comerțul cu alimente și blânuri, întreprins de amatorii suedezi cu populația inuită din nordul Canadei. Misterul vastului a început în octombrie 1931, atunci când echipajul a fost surprins în apropierea coastelor canadiene de o furtună apărută de nicăieri. Prinși între ghețuri de viscol, marinarii au abandonat temporar nava pentru a căuta adăpost în vecinătate. Nu mică le-a fost mirarea când, la întoarcere, nu au găsit nicio urmă a vaporului. Deși inițial s-a crezut că s-a scufundat, Beicimo avea să fie reparat un an mai târziu de către un grup de băștinași din Alaska. După spusele lor, vasul plutea în derivă și era puternic avariat. Până să poată face ceva, a dispărut din nou. În acest fel, nava a fost văzută timp de 38 de ani, până în 1968, moment în care s-a evaporat în timp. În 2006, autoritățile din Alaska au demarat un program amplu de identificare a epavei, dar până în prezent nu a fost găsită. În prima parte a anului 2016, corpul mumificat al unui marinar german a fost găsit pe un iaht care plutea în derivă aproape de Filipine. Totul a început în 2008, când Manfred Fritz Bajorat și soția lui au decis să-și urmeze pasiunea pentru navigație printr-o călătorie în jurul lumii. Din nefericire, la scurt timp după aceea s-au despărțit, iar Bajorat a decis să continue călătoria pe cont propriu. 2 ani mai târziu, soția lui a murit. La sfârșitul lunii februarie 2016, iahtul defect al lui Bajorat a fost depistat de pescari la aproximativ 100 de kilometri în larg. Când unul dintre ei s-a urcat la bord să investigheze misterul, a descoperit un cadavru stând la masă. Imediat pescarii au aflat că aveau de-a face cu corpul mumificat al lui Bajorat, înconjurat de fotografiile soției sale moarte și de o scrisoare care îi fusese adresată. Una dintre primele ipoteze au indicat că bărbatul a fost ucis de pirați, dar autopsia ulterioară a pus cauza morții pe seama unei crize cardiace. Se pare că bărbatul a mai fost găsit cu 4 săptămâni înainte de echipajul unui alt vas care a contactat paza de coastă fără să facă nimic altceva. Cu timpul, speculațiile au crescut. Se presupune că bărbatul a murit cam cu 1 săptămână înainte de a fi găsit prima dată. Cu toate acestea, corpul lui prezenta un stadiu de mumificare foarte avansat, care nu s-ar fi putut forma decât în câțiva ani. O posibilă explicație se leagă de condițiile meteo din Marea Filipinelor, care ar fi contribuit la conservarea rapidă a cadavrului, dar specialiștii spun că ideea este practic imposibilă. Acestea fiind zise, cauza morții și felul în care corpul lui ar fi putut ajunge așa într-un timp atât de scurt rămân necunoscute. Mulțumesc pentru vizionare!